Insulele astea de prin Oceania era un obicei până în ziua de astăzi în care populația unei insule mergea în populația insulei de alături și așa mai departe dura vreo 12, 13, 14 ani, se cheamă Cercul Cula, în care aduceau fiecare populație, aducea la cealaltă, când venea pe acea insulă, o să întreagă de cochiaje să zic așa, de scoici, de mergi bun, anumite, cu anumite forme, nu orice, dar scoici, na. Ei, ori e foarte greu de spus dacă asta chiar funcționa ca o monedă, sau era doar o modalitate de a păstra o relație, pur și simplu. Deci eu vin la tine, tu vii la mine, ăla se duce la, și atunci insulele astea mici și împreștiate păstrează o, se cunosc, schimbă după aceea ceva sau altceva și păstrează un soi de de coeziune. Deci, din acest punct de vedere, e foarte greu de spus exact secolul măcar când a apărut pentru prima dată ceea ce acum numim bani. Deci s-a desprins din ceva ce era înainte și că era mult mai lax, mai, mai puțin precis și cu valoare între emoțională, socială și valoare materială.